A fost panică din nou în Moldova. Cazul muncitorilor sechestrați și uciși într-un apartament din Onești părea să se repete la Botoșan de data aceasta. Acolo o femeie a fost luată ostatic chiar de către propriul soț. Chiar dacă negocierile au eșuat și de această dată, intervenția în forță a poliției a fost acum una de succes. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Au fost clipe de coșmar pentru femeia în vârstă de 51 de ani. Mai bine de 6 ore a fost prizonieră în propria casă. Agresorii a fost propriul soț. Totul a început în momentul în care victima a sunat la 112. Acesta a auzit conversația și a baricadat casa. La fața locului a fost trimis un negociator. Soția s-a aflat în permanentă legătură cu noi. Am stabilit că nu a fost agresată, nu a fost amenințată cu acțiuni de violență asupra ei, doar că nu a fost lăsată să părăsească locuința. Niciun argument nu l-a convins însă pe bărbatul de 57 de ani să descuie ușa polițiștilor. În final, autoritățile au luat decizia unei intervenții în forță. Având în vedere și starea psihică a subiectului acestei acțiuni, am considerat că cea mai bună soluție este intervenția în forță, în momentul în care toate activitățile care permit acest tip de acțiune au fost îndeplinite. Vecinii povestesc că bărbatul nu ar fi la prima ispravă de acest fel. Am înțeles că nu mai judecă bine, a sechestrat soția și nu este prima dată, este asta a doua oară, știu precis, și că nu ai fost încă de două ori. Eu am avut probleme cu el. Eu am un băie care stă la parter, spărge farfurii și îmi pun la canalizarea. L-am chemat, voi, ce faci? De ce faci treburile astea? Eu te pui cu mine că aduc de la moldoveni și mă fac și mă întreb. Mă voi sări de pe fix. E bun la psihic să ducă să-l interneze, că lumea stă cu frică în bloc. Ancheta care a urmat reținerii a scos la iveală că bărbatul este diagnosticat cu o boală psihică. Polițiștii l-au transportat la spital, acolo unde va fi supus unei expertize.